6 școli gimnaziale din Suceava și Rădăuț au solicitat suplimentarea numărului de clase pregătitoare, întrucât cererile de înscriere au depășit locurile propuse inițial. În prima etapă a înscrierii la clasa pregătitoare din județul Suceava s-au depus și validat 4651 de cereri, reprezentând 93% din totalul numărului de locuri propuse pentru clasa pregătitoare, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Mariana Drumea. Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a mai declarat că situațiile rămase nesoluționate vor fi rezolvate în a doua etapă de înscriere și după finalizarea acestuia, urmându-se interesul educațional al copilului. A doua etapă de înscriere se desfășoară în perioada de 24 martie-3 aprilie, iar în data de 10 aprilie se vor afișa rezultatele finale. Între 13-17 aprilie, inspectoratele școlare vor soluționa toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etapă de înscriere.